sună un glas, e înger cu vestea profeției ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun un bun venit la Iacov Israel, aici unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și în această seară putem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am rugat ca Domnul să facă ca îngerii lui, cei buni și sfinți, să facă de strajă, ca aparatura noastră să funcționeze bine, iar îngerii cei răi să fie dați la o parte, să putem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu așa cum dorește El. Dau slavă și glorie lui Dumnezeu, pentru că în aceste timpuri târzii, când Duhul lui Dumnezeu începe să se retragă după pământ, mai sunt oameni care însetează după apa vieții, după izvorul ceresc. Mai sunt oameni care sunt flămânzi după pâine, după mana cerească, cuvântul lui Dumnezeu. Lăudat să fii, Doamne! De multe ori strig înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-ne ca să lucrăm și să facem ca Evanghelia aceasta să ajungă până la ultima suflare. Fiecare om trebuie să aibă de mărturie cuvântul acesta al vieții. Să nu se găsească nimeni să spună, eu nu am știut. Doamne, dă putere copiilor Tăi să transmită mesajul. Observ din zi în zi că sunt multe probleme, dar Dumnezeu veghează. Săptămâna trecută ne-au blocat. Trebuia la ora 16 și 4 minute să fim deblocați. Dar cum am fost deblocați, imediat ne-a blocat și ne-a spus că pe 24 acum ne vor debloca. Vine și 24 și ne blochează iar, ca nimeni să nu mai vadă aceste prezentări. De aceea vă rog, oameni buni, distribuiți cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți împreună cu noi, lucrători, în via lui Dumnezeu pentru a câștiga suflete pentru cer. Dacă nu o veți face, vor fi doar un număr foarte mic care vor vedea aceste prezentări. Pentru că cei de la Facebook, Satan, știe cum să facă ca acest cuvânt să nu mai ajungă. Iar mulți dintre noi suntem chemați să facem lucrarea aceasta simplă, de a distribui în grupuri, între prietenii noștri, de a face sesiunile acestea video. Și vă spun că dacă suntem 20-30 de frați care urmărim și facem 30 de sesiuni video, vom sări de 100 de frați în direct. Nu ne ia mult. Ar trebui ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se audă tot mai departe. Iar fiecare dintre noi suntem lucrători în via lui Dumnezeu. Așadar, fac apel la dumneavoastră. Lucrați împreună cu noi. Distribuiți și faceți sesiunile acestea video. Mesajul va fi un mesaj foarte, foarte, foarte puternic în seara aceasta. Dumnezeu să vorbească inimilor noastre, iar Duhul lui cel Bun și Sfânt să miște aceste inimi congelate, înghețate, paralizate de iarna aceasta care bate prin sufletele noastre și să fim conectați la El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înainte să încep mesajul din seara aceasta, dați-mi voie să vă aduc vești misionare. Sunt mai multe. Haideți să vă bucurați împreună cu noi. Astăzi, grupa Iacov Israel s-a aflat în județul Harghita. Avem acolo 5 localități. Județul Harghita, avem 3, da? Tulgheș, Valea Frumoasă și Poiana Veche. Iar la graniță cu județul Harghita avem județul Neamț. Iar acolo avem încă 2 localități, Bradu și Grințiești. Frații noștri sunt pe teren, împart cărțile acestea, la care oamenii sunt dornici să le citească și să pregătească pentru cer. M-au sunat astăzi și mi-au spus, erau triști,
Frate Marius, am intrat într-un sat foarte stâncos, pământ foarte stâncos, oameni foarte, foarte răi. Nu prea am fost primiți aici. Și le-am spus, oameni buni, nu stați triști. Noi trebuie să ne facem datoria ca nu cumva oamenii aceștia să spună către Dumnezeu că nu ai făcut nimic pentru noi. Voi sunteți o mărturie vie, la bara judecății Dumnezeu vă va chema pe voi, care ați fost în satul acela și nu ați fost primiți. Dumnezeu să-i binecuvânte pe toți care au primit cărțile acestea și toți care le studiază și se pregătesc pentru cer. Un lucru frumos, m-au sunat și mi-au spus, aproape că plângeau la telefon, și mi-au spus, frate Marius, am început proiectul cu sănătate. Patru frații am lăsat în Drăgășani și timp de 2 luni, frații aceștia de la 8:30 dimineața până la ora 13, frații au cortul întins acolo, o masă și scrie mare acolo, gratuit, cărți și avem oameni care se ocupă de lucrarea aceasta a sănătății. Avem o soră care prepară alifii și fel și fel de lucruri dintre acestea care pot ajuta oamenii pentru a se reface, a fi vindecați. Și îmi spuneau astăzi, frate Marius, ce a fost astăzi în prima zi acolo? Ce a fost, fraților? O coadă foarte mare. Au venit oamenii acolo și stăteau la rând, toți așteptând ca fiecare să intre. Dau slavă lui Dumnezeu. Sunt 5 zile pe săptămână și le-am spus, fraților, spuneți-le că în sabat ne va găsi în adunare cei care vor să se întâlnească cu grupa noastră, să învețe lucrurile elementare despre sănătate. Pot veni în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm împreună. Așadar, lucrarea merge foarte, foarte bine. Timp de 2 luni, cortul nostru cu cei 4 frați vor fi în Drăgășani. Urmează alt oraș și alt oraș și vom lua toată România la pas pentru a intra în fiecare loc unde Dumnezeu ne cheamă. Alt proiect frumos. În Zâmbreasca deja avem 3 frați care în fiecare sabat am hotărât ca oamenii aceștia în zona aceasta albă să meargă din casă în casă, să se împrietenească cu frații, să țină cursuri cu frații, iar când se vor strânge mai mulți, vom cumpăra o casă unde ne vom putea închina împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și proiectul acesta a început și merge frumos. Mai avem un sat în care am fost cu mulți ani în urmă, în care nu există biserică, nu există cimitir, nu există magazin. Este un sat doar de bătrâni, care spunea, frate Marius, dacă veniți aici, facem o adunare în tot satul acesta. Nu cred că sunt mai mult de 80 de case. Îmi doresc să ajungem și în satul acela. Proiectul cu această carte minunată, Scapă-ți viața, continuă. Apel, 0,65 de bani. Cartea aceasta care vorbește despre ultimul timp pe care îl vom mai petrece pe pământul acesta, demască planurile satanei, adevăr prezent, cele 3 solii îngerești. Am făcut multe zeci de mii împreună cu dumneavoastră. Și nu ne oprim aici, pentru că foarte curând, foarte curând, vom rămâne doar cu bani în buzunar, oameni buni. Va veni timpul când cei care nu v-ați implicat în lucrarea aceasta veți plânge amar și veți dori ca banii dumneavoastră să fie dați oamenilor să-i bage în lucrare. Dar nu se va mai putea. Nu se va mai putea. La finalul acestei prezentări vom vedea împreună un videoclip
despre papa care în 2020, în mai, cheamă conducătorii lumii. Pentru ce oameni buni îi cheamă? Să-i salute și doar atât? Nu. Planul este deja făcut și vom dezbate împreună și lucrul acesta. Vă chem în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Haideți să ne implicăm masiv. Aceasta este o carte foarte, foarte bună. Foarte mulți mă sună și mă întreabă de cartea aceasta. Și stăm și vorbim cu ei și le explicăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea aceasta. Așadar, 0,65 de bani costă cartea aceasta. Când vom face cele 70.000, mai avem 10-12.000 ca să achităm, vom merge mai departe și vom face încă 70.000, pentru că foarte curând nu se va mai putea lucra cu aceste cărți. Apel, Biblie, 15 lei. Vă spuneam că am intrat și în acest proiect. La Iacov Israel se vor cumpăra 1000 de Biblii. 300 de Biblii le va sponsoriza un frate, fratele nostru drag, Viorel. Dumnezeu să-l binecuvânte pe fratele Viorel și familia dânsului. Iar 700 de cărți de Biblii le vom cumpăra noi de aici, de la Iacov Israel. 15 lei costă o Biblie. Am văzut, sunt mari, chiar dacă sunt puțin mai mici decât Biblia aceasta pe care o țin în mână, cuvintele sunt tot atât de mari cât sunt în Biblia aceasta. Cei care doriți să-i vă implicați în proiectul cu Biblii, nu ezitați să-mi scrieți. Familia din Venezuela, i-ați văzut, mulți v-ați bucurat, mulți ați fost și i-ați vizitat la noua lor casă și le-ați dus alimente, îmbrăcăminte. Dumnezeu să vă binecuvânte, fraților. Este lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii au început să se acomodeze. Rugați-vă ca... Ei nu știu ce este iarnă. Și mă întrebau și spunea, frate Marius, dar cât ține iarna la voi? La ei iarna, temperatura, așa cum spuneam 22 de grade. Și le spuneam, fraților, la noi minus 22, minus 30 de grade. Și spuneau, aolo, frate Marius, păi și noi ce facem? Ne îmbrăcăm gros. Și cât ține? 3-4 luni. Păi și nu mai ieșim din casă. Ei nu sunt învățați cu așa ceva. Da. Trebuie să ne ocupăm de ei și să le cumpărăm și îmbrăcăminte groasă de iarnă. Li s-a luat lemne, cărbuni, urmează ca săptămâna aceasta părinții mei să mai cumpere încă 2 tone de lemne. Dumnezeu să vă binecuvânte pe toți acei care v-ați implicat și în lucrarea aceasta de a face bine celor care suferă. Dumnezeu să vă binecuvânte, oameni buni. Observ că numărul crește. Încă o dată fac apel la dumneavoastră înainte să intru în mesajul din seara aceasta. Dați distribuire masivă. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu trebuie să intre în multe case. Mesajul este foarte important. Este un mesaj crucial, un mesaj salvator pentru fiecare dintre noi. Sesiuni video. Mesajul din seara aceasta se numește Pregătește-te! Vine iarna! Pregătește-te! Vine iarna! Oameni buni, înainte să vină iarna, fiecare dintre noi, orice om înțelept, face pregătirea necesară pentru iarnă. Pentru că vine perioada aceasta rece. Dacă nu te-ai pregătit, este foarte rău. Orice om înțelept face pregătirea pentru iarnă. Lemne, cărbuni, se asigură că
Mijlocul care face căldură, soba, eu știu ce aveți dumneavoastră acolo, funcționează bine. Pentru că vine anotimpul rece. Iar dacă nu fac pregătirea din timp, va fi foarte greu pentru ei. Pregătirea alimentară, de asemenea. Surorile noastre fac cum pot, fac dulcețuri, fac zacusca, roșii. Conservă mult. Ne facem provizii pentru iarnă, fasole, cumpărăm cartofi. Să avem, pentru că vine iarna. Foarte curând, temperatura va scădea. Dimineața va fi frig. Nu dintr-o dată să știți că vine iarna și... Nu! Va începe treptat, treptat, dimineața frig, seara frig. Păsările călătoare se strâng în stoluri pe cer și vor pleca către alte țări, alte zări mai calde, lăsându-și în urmă cuiburile lor. Dar nu despre acest anotimp vreau să vă vorbesc în seara aceasta, ci despre o iarnă mult mai grea, care va paraliza aproape întreg pământul. Ascultător drag, haideți să deschidem împreună Cartea Sfântă, ca Dumnezeu să ne vorbească din ea. Vă invit să deschidem împreună în Ieremia, capitolul 36. Ieremia, capitolul 36. Și vom citi de la versetul 1 până la versetul 24. Nu uitați, mesajul din seara aceasta se numește Pregătește-te, vine iarna. În anul al patrulea, în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit, pe vremea lui Iosia până în ziua de azi. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să îl fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor ce are și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: eu sunt închis și nu pot să merg la casa Domnului. De aceea, du-te tu însuți și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele, și anume, cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului, în casa Domnului, în ziua postului. Să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetățile lor. Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa ce are, căci mare este mânia și urgia cu care a amenințat Domnul pe poporul acesta. Baruc, fiul lui Neria, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului în casa Domnului. În al cincilea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetățile lui Iuda la Ierusalim. Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor, în casa Domnului, în chilia lui Gemaria, fiul lui Șafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea porții celei noi a casei Domnului.
Însă Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, s-a pogorât la casa împăratului în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpetenile logofătului Elișama, Delaia, fiul lui Shemaia, El Natan, fiul lui Acbor, Gemaria, fiul lui Șafan, Zedechia, fiul lui Hanania și toate celelalte căpetenii. Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc în carte în auzul poporului. Atunci toate căpetenii le-au trimis la Baruc pe Yehudi, fiul lui Netania, fiul lui Shelemaia, fiul lui Cuși, să-i spună: ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino. Baruc, fiul lui Neria, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. Ei i-au zis: șezi și citește-o în auzul nostru. Astfel Baruc a citit-o în auzul lor. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis lui Baruc: vom spune împăratului toate cuvintele acestea. Și au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: spune-ne, cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui? Baruc le-a răspuns: el îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală. Căpetenii le-au zis lui Baruc: du-te, de te ascunde tu și Ieremia ca să nu știe nimeni unde sunteți. Ei s-au dus înapoi la împăratul în curte lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elișama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui, care au auzit toate cuvintele acelea, nu s-au spăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. Oameni buni, foarte trist, foarte trist. Vă spuneam, când o căpetenie, când un împărat nu este credincios înaintea lui Dumnezeu, poporul îl urmează pe împărat. Observați că acest om, Ieremia, scrie cartea, Dumnezeu îi spune, scrie o carte și îl cheamă pe Baruc. Ieremia primește cuvântul din partea lui Dumnezeu și îl transmite lui Baruc și Baruc îl scrie într-o carte. Era o carte care trebuia citită în casa lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceia se întorceau din fără de legile lor, erau iertați. A scris cartea aceasta și a mers și a citit-o în casa lui Dumnezeu. Și căpeteniile acelea, spune că l-au luat pe Baruc și au mers la mai multe, în altă chilie și acolo cartea aceasta a fost citită de Baruc în fața mai multor căpetenii. Oamenii aceia s-au îngrozit când au ascultat ceea ce scrie în cartea aceea și au vrut cu tot din adinsul ca împăratul să știe ce scrie în cartea aceasta, ca tot să se întoarcă la Dumnezeu. Au luat cartea, au ascuns-o, au mers prima dată și au spus împăratului lucrurile acestea. Iar împăratul i-a trimis: aduceți cartea la mine. Și a adus cartea la împărat și spune că nu a citit decât 2 sau 3 foi. Era iarnă, el stătea la foc, omul. Era frig afară. Și după ce a citit 2 sau 3 foi, spune că a luat cuțitul, a luat briceagul de la un logofăt de-a lui, a tăiat cartea și a aruncat cartea în foc. Un om rău înaintea lui Dumnezeu să iei cuvântul lui Dumnezeu și să-l arunci în foc. Pentru tine cuvântul lui Dumnezeu nu are niciun... nu este bun de nimic. Doar să fie aruncat în foc. Sunt mulți oameni pe pământul acesta, frații mei dragi, în care lasă această carte să se pună praful de un deget pe ea. Pentru că nu are
însemnătate cuvântul acesta pentru ei. Vă spuneam de multe ori, dacă vrei să cunoști cu adevărat, dacă un om unde intri în casa lui este creștin cu adevărat, uită-te unde are pus televizorul. Cercetează telecomanda, iar dacă telecomanda aceea este tocită, înseamnă că omul se ocupă cu treaba aceasta. Uită-te la Biblie. Ceri Biblia. Iar dacă Biblia este prăfuită, înseamnă că omul acela, chiar dacă se numește creștin, omul acela nu are nici înclin, nici în mânecă cu Dumnezeu. Trăim timpuri târzii, când oameni cu nume de creștini, ne-am pus nume de sfinți, oameni buni, Daniel, Gabriel și Iosif și eu mai știu ce nume, crezând că îl păcălim pe Dumnezeu cu numele noastre și că vom fi mai sfinți, dar suntem tot mai rei și mai departe de Dumnezeu. Oameni care nu mai țin cont de cuvântul lui Dumnezeu și îl aruncă în foc. Am văzut un videoclip în care un profesor își bate joc în fața elevilor de cuvântul lui Dumnezeu și ia Biblia aceasta și pune pe ea foc. Aruncă benzină pe ea și Biblia arde cu flăcări. Ce vrea să demonstreze el în fața oamenilor, în fața elevilor? Că este mai mare decât cartea aceasta și mai mare decât Dumnezeu. Sunt mulți care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Poate că vei zice, bine, Marius, dar eu nu fac așa. Eu nu iau cartea aceasta să o arunc în foc. Omule, ascultă-mă! Dacă această carte sfântă, tu nu o citești, nu o studiezi, este ca și când tu ai aruncat-o în foc. Va veni timpul când vei răspunde pentru cartea aceasta. A fost mântuirea în casa ta și tu te-ai luat după oameni îmbrăcați în straie negre sau eu știu cum, albe, și ai lăsat cuvântul lui Dumnezeu. M-a sunat aseară un domn în timp ce eram în vizită la cumnatul meu, la sora mea. Am crezut că este un om sincer înaintea lui Dumnezeu și nici nu am mai putut să stau de vorbă cu sora mea, cu cumnatul meu, cu nepoții mei, pentru că m-a sunat persoana aceasta și am vrut să stau de vorbă cu el, să explic cum stau lucrurile. O oră și 18 minute am stat cu el la telefon. Omul avea tema făcută. Eu am crezut că este sincer înaintea lui Dumnezeu. Dar căuta să mă prindă cu fel și fel de vorbe. M-a întors pe toate părțile, toate laturile și am înțeles când omul acesta mă întreba în toate felurile și întrebare după întrebare și când îi se răspundea, venea cu alta și contra și fel și fel de lucruri. Și am înțeles un lucru, oameni buni, că dacă nu studiem cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu are ce să-ți aducă aminte. Noi ne bazăm pe textul acela care spune că să nu ne facem griji, să nu ne îngrijorăm, că ne va aduce aminte. Ce să-ți aducă aminte dacă nu ai studiat nimic? Și omul îmi spunea să lăsăm Biblia în pace. Ce tăta Biblie? Noi să ne luăm după istorie. Care a fost credința în România? Și i-am spus religia în România. Și am spus, omule drag, ascultă-mă. Noi ne luăm după cine e mai vechi aici în țara noastră. Ne luăm după Dumnezeu. El este începutul, Alfa și Omega. Și omul nu vroia cu niciun chip. Ce religie a avut Ștefan cel Mare, striga el prin telefon, dar nu mă interesează religia lui Ștefan cel Mare sau lui Mircea cel Bătrân sau lui Mihai Viteazul, nu mă interesează. Pe mine mă interesează credința Domnului Iisus Hristos și încercam să-l conduc la Biblie și omul sărea în sus. Ce atâta Biblie? Ce atâta Biblie? Vrei să spui că istoria nu este bună? I-am spus, istoria are locul ei. Citește Biblia. Am fost luat în râs. Adică ce vrei să-mi spui tu mie? Să mă duc la profesor și să le spun scoateți istoria din școli și scoate... Omul mă lua în râs. Da. Și după o oră și 18 minute în care m-a întors pe toate laturile și a încercat omul să mă prindă cu un cuvânt și mi-am dat seama că omul acesta nu este un om de rând. Nu, nu.
Știți dumneavoastră ce fel de om este? Oameni care sunt învățați, oameni școliți, care poporul lui Dumnezeu vor avea mari probleme cu ei la final. După o oră și 18 minute, nu am ajuns la niciun consens. Ne-am învârtit într-un cerc, pentru că omul nu vrea cu niciun chip să accepte adevărul. Ce atâta Biblie? La foc cu ea! Revoluția franceză. Creștini, oamenii curați ai lui Dumnezeu, au plătit cu viețile lor pentru că au rămas la ce stă scris. Au murit mulți, au stropit pământul cu sângele lor. Au fost îmbrăcați în rășină, legați de stâlpi și pus foc. Spune că ardeau creștinii cum și luminau grădinile lui Nero. Așa s-a întâmplat. Pentru că oamenii aceștia au ales să rămână la ce stă scris. Au fost îmbrăcați în piei de animale, duși pe arenele acestea mari, unde oamenii aplaudau frenetic, văzându-i cum sunt sfâșiați de fiare. Pentru ce? Pentru că și-au permis să rămână la ce stă scris. Revoluția franceză. Au dat Biblia la o parte. Au legat-o de coada unui catâr și au plimbat-o prin piață. Le-au strâns mormane mari de cărți și le-au aprins. Au luat o prostituată, o femeie, și l-au dat pe Dumnezeu la o parte și au numit-o zeița rațiunii și s-au închinat înaintea ei. În această catedrală care a luat foc. Vedeți dumneavoastră? Așa s-a întâmplat. Aș vrea să citesc puțin despre Revoluția franceză și apoi voi merge puțin mai departe. Haideți să citesc din Spiritul Profetic. Tragedia veacurilor, pagina 265. Prezentând oamenilor o Biblie deschisă, reforma a bătut în secolul al XVI-lea la ușa tuturor țărilor Europei. Unele popoare au primit-o cu bucurie ca pe un sol al cerului, dar în alte țări papalitatea reușise într-o mare măsură să-i oprească intrarea, astfel că lumina cunoașterii Bibliei cu influențele ei înălțătoare a fost aproape cu totul îndepărtată. Într-una din aceste țări, cu toate că lumina a putut pătrunde, ea a fost umbrită totuși de întuneric. Timp de veacuri, adevărul și rătăcirea s-au luptat acolo pentru întâietate. În cele din urmă, răul a fost învins, iar adevărul cerului a fost aruncat. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Națiunea a fost lăsată să culeagă urmările drumului pe care și l-a ales. Puterea Duhului lui Dumnezeu a fost retrasă de la un popor care a disprețuit darul harului său. Răului i-a fost îngăduit să ajungă la maturitate și toată lumea a văzut rodul respingerii de bunăvoie a luminii. Războiul împotriva Bibliei, purtat atât de multe veacuri în Franța, a culminat cu scenele Revoluției. Acea răbufnire teribilă n-a fost decât urmarea firească a prigonirii pe care Roma a dus-o împotriva scripturilor. Aceasta a prezentat cea mai izbitoare ilustrare la care lumea a fost martoră vreodată cu privire la efectele modului de a lucra al papalității. O ilustrare a urmărilor către care timp de peste 1000 de ani s-au îndreptat învățăturile Bisericii Romei. Prigonirea scripturilor în timpul perioadei de supremație papală a fost prevestită de profeți, iar cartea Apocalipsei arată și urmările teribile care aveau să vină în deosebire peste Franța din partea stăpânirii omului fără de legii.
Îngerul Domnului a zis, vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va biurui și îi va omorâ și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroși chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Oameni buni, așa s-a întâmplat, așa s-au purtat cu scripturile. Au murit foarte mulți, foarte mulți, au fost măcelăriți. În noaptea Sfântului Bartolomeu, când orologiul acela a sunat, ceasul acela a bătut, gongul acela, a fost semnalul când au intrat în case peste ei și i-au măcelărit din somn, din pat, copii, bătrâni, tineri, tinere. 10.000 au murit în acel timp acolo, foarte repede. Și plaga aceasta s-a întins peste toți acolo. Pentru ce? Că în casele lor s-a găsit cuvintele Domnului Iisus Hristos. Oameni buni, vine iarna, se apropie, se apropie. Nu observați dumneavoastră că deja spune că în timpul din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Nu vorbesc despre frigul acesta, despre gerul acesta, despre de adierea aceasta rece de vânt. Nu vorbesc de iarnă, vorbesc simbolic. Nu observați dumneavoastră. Că nu ne mai iubim unul pe altul, ne urâm cu o ură de moarte. Familii, soți, soție, părinți, copii, membri în biserici, nu ne mai iubim, ne urâm. Dragostea este pe cale de dispariție pe pământ, oameni buni. Iarna, totul este congelat. În timp ce Duhul lui Dumnezeu se retrage după acest pământ. Aș vrea să merg mai departe. Valdenzii, un alt popor curat al lui Dumnezeu, valdenzii, care au fost măcelăriți și ei la rândul lor, pentru că au ales să stea de partea lui Dumnezeu. Spune că li s-au confiscat tot acestui popor deosebit, care rămăseseră la ce stă scris. Au fost urâți, li s-au luat pământurile, casele, au fugit să scape viața, au îndurat ierni îngrozitoare, până și îmbrăcămintea lor a fost o îmbrăcăminte săracă din piei de animale, pentru că totul le-a rămas în case. Au pierdut tot. Au suferit enorm, oameni buni, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem acest cuvânt al lui Dumnezeu în casele noastre și stăm departe, departe de el. Dar oamenii aceia au plătit cu viețile lor. Ascultați ce s-a întâmplat în vremea aceea. Tragedia veacurilor, pagina 71, spune: pentru valdeni, scripturile nu erau numai un raport al procedeelor lui Dumnezeu cu oamenii din vechime, ci o descoperire a răspunderii și datoriilor prezentului și o descoperire a primejdiilor și slavei viitoare. Ei credeau că sfârșitul tuturor lucrurilor nu era prea departe, iar când studiau Biblia cu rugăciune și lacrimi, erau și mai adânc impresionați de declarațiile ei prețioase și de datoria lor de a face cunoscut și altora adevărul ei mântuitoare. Când studiau, păi dacă nu studiem, cum să fim noi oameni buni, conviși de Domnul, să ne lăsăm de tot ce este rău, să venim la Domnul și să cerem iertare? Cum? Ei vedeau că sub conducerea papei și a preoților, mulțimile încercau zadarnic să obțină iertare, chinuindu-și trupurile pentru păcatul sufletelor lor.
Învățați să creadă că faptele lor bune îi vor mântui, ei priveau continuu asupra lor, mințile lor preocupându-se de starea lor păcătoasă, văzându-se expuși mâniei lui Dumnezeu, chinuindu-și sufletul și trupul și totuși ne găsi nicio ușurare. Sunt mulți astăzi care își chinuie trupurile, se crucifică, se lovesc pe spate cu fel și fel de bice și lame și suferă. Dar pentru ce? Nu ți-a cerut așa ceva, Domnul? Valdenzii se străduiau să frângă acestor suflete flămânde pâinea vieții, să le prezinte soliile de pace din făgăduințele lui Dumnezeu și să-i îndrepte spre Hristos ca fiind singura lor nădejde de mântuire. Învățătura că faptele bune pot face ispășire pentru călcarea legii lui Dumnezeu, ei susțineau că se întemeiază pe rătăcire. Încrederea în meritele omenești umbrește iubirea nemărginită a lui Hristos. Iisus a murit ca jertfă pentru om, deoarece neamul omenesc a căzut, nu putea face nimic ca să-l recomande înaintea lui Dumnezeu. Meritele unui mântuitor răstignit și înviat constituie temelia credinții. Dependența omului de Hristos este atât de reală și legătura lui cu el trebuie să fie tot atât de strânsă ca și a brațului de corp sau ca unei mlădițe cu butucul ei. Ei se străduiau să îndepărteze piedicile pe care satana le îngrămădise pentru ca oamenii să nu poată vedea făgăduințele și să vină direct la Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele și primind iertare și pace. Oamenii aceștia lucrau pentru Dumnezeu. Lucrau. Studiau. De multe ori mi-am pus întrebarea și am spus: Doamne, trebuie să vină neapărat un timp de criză, de prigoană peste pământul acesta, peste noi, peste familiile noastre, ca noi să ne trezim. Și așa se va întâmpla, oameni buni. Ceea ce nu facem acum, pe timpul acesta, când avem pace, va trebui să facem într-un timp de persecuție. De multe ori spun: Doamne, grăbește persecuția aceasta, că poate ne vom trezi și noi la realitate. Tragedia veacurilor, pagina 76. Misionarii valdenzi au invadat împărăția lui Satana, dar puterile întunericului s-au trezit la o veghere mai atentă. Toate străduințele pentru înaintarea adevărului erau urmărite de prințul răului și el provoca temerea agenților lui. Conducătorii papale au văzut o prevestire a unei primejdii pentru cauza lor, datorită lucrării acestor călători umili. Călători umili. Dacă lumina adevărului ar fi fost lăsată să strălucească neîmpiedicată, ea ar fi alungat norii grei de rătăcire care îi înconjurau pe oameni. Oameni buni, este timpul când putem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Da, a început ca să ni se restricționeze aici. Dar putem vorbi. Nimeni nu ne spune oprește-te. Va veni timpul când nu vei mai putea face. Este un timp de pace acum. Mereu și mereu erau lăsate în paragină țările lor fertile. Locuințele și bisericile lor erau distruse astfel că acolo unde odinioară fuseseră câmpuri înflorite și casele unor oameni nevinovați, harnici, rămâneau numai pustiu. Așa cum fiara lacomă se înfurie și mai tare gustând sângele, la fel mânia papistașilor era aprinsă către o mai mare intensitate datorită suferințele victimelor. Mulți dintre acești martori pentru o credință adevărată erau hăituiți peste munți și vânați în văile unde se ascundeau, împresurați în păduri dese și pe culmile stâncoase. Nici o acuzație nu putea fi adusă împotriva caracterului moral al acestor clase proscrise. Chiar vrăjmașii lor îi declarau a fi un popor pașnic, liniștit, credincios. Cea mai mare vină era aceea că nu se închinau lui Dumnezeu după cum vroia papa. Pentru această crimă asupra lor erau îngrămădite toate umilințele, insultele și chinurile pe care oamenii sau demonii le puteau inventa. Când Roma a fost hotărâtă să extermine secta cea urâtă, papa a emis o bulă prin care îi condamna ca eretici și i-a dat la moarte. Nu erau acuzați ca leneși, necinstiți sau tulburători ai ordinii, ci se declara că aveau o aparență de evlavie și sfințenie care amăgea oile turmei adevărate. Aduceți-vă aminte când Haman
Îi spune împăratului despre poporul acela. Este un popor deosebit care are legi deosebite. La moarte cu ei. Plătesc de la mine 10.000 de talanți de argint. Numai să nu-i mai văd pe fața pământului. Vedeți dumneavoastră, se va repeta. Istoria se repetă. Valdenzi, ascunși prin munții Piemontului, au fost vânați ca niște animale sălbatice. Istoria spune că copiilor erau aruncați în sus și prinși în baionete, iar ei erau aruncați după vârfurile stâncilor și loviți cu capetele de stânci distruși. Pentru ce, oameni buni? Pentru că au rămas la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să merg mai departe. Vine iarna, oameni buni. Iarna se apropie. Amos, capitolul 8, versetul 11 și 12. Amos. Capitolul 8, versetul 11 și 12, spune așa, pagina 891. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribege atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Cine zice aici că vin zilele acestea? Zice Domnul Dumnezeu. Foamete în țară, nu după pâine și sete după apă, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Vom plânge mult după acest cuvânt sublim al lui Dumnezeu și ne vom aduce și conștiința ne va mustra foarte tare pentru că l-am avut în casele noastre. Iar mulți dintre noi am făcut la fel ca împăratul acela. Am luat carte, am tăiat-o cu briceau și am aruncat-o în foc. Nu e bună de nimic. La ce mă mai mă împiedic și eu de cartea aceasta? Unde să o mai pun? Nu e loc pentru ea. Afară. Bag-o în sobă. Foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că ziua aceea nu este așa de departe cum credeți unii dintre dumneavoastră. Haideți să intrăm în anul care vine. Și veți vedea lucruri mari. Matei, capitolul 24. Versetul 15 până la versetul 22. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii, despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă? Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoareze și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile însărcinate care vor fi însărcinate și de cele ce vor da sân în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă sau într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea nu fi scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă sau într-o zi de sabat. Oameni buni, nu vedeți dumneavoastră cum oștirea romană a împresurat casa lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu? Cum își înfig steagurile, de multe ori spun lucrul acesta, și înfig aproape de ochii noștri și noi le vedem steagurile acestea care flutură în vânt. Nu observăm noi lucrul acesta.
N-au înțeles oamenii atunci. Din mulțimea aceea de oameni, dacă ar fi ascultat, ar fi fost toți salvați, dar n-au vrut să asculte. Când Domnul le spusese, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că acesta este semnul când voi trebuie să ieșiți. Și a venit Cestius Galu, a împresurat Ierusalimul. Creștinii în mijlocul Ierusalimului și se gândeau, Doamne, dar noi ce am făcut? Poate că n-am înțeles noi și nu am plecat când trebuia. Doamne, ce să facem? Noi nu am văzut semnul acela. Dar la un semn făcut de Cestius Galul, armata romană se retrage. A fost semnalul când poporul lui Dumnezeu a ieșit afară, pentru că ei s-au încrezut în Cel ce este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și nu a rămas niciun creștin acolo. Și au rămas oamenii în continuare, după ce au dat lovitura aceea și au omorât foarte mulți din armata aceea romană. Și s-au bucurat și au pus pe seama lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a ajutat. Și au rămas acolo în cetate foarte mulți care n-au vrut să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu. A trecut un an, s-au bucurat, a mai venit încă un an, al doilea an, al treilea an. După 3 ani și jumătate se întoarce generalul Titus cu armată numeroasă. De data aceasta, Ierusalimul era condamnat la moarte. Era plin. Iar cei care au rămas în interior și n-au ascultat de chemarea lui Dumnezeu de a părăsi Ierusalimul, au plătit oameni buni cu viața lor. Întreb, nu vezi tu, ascultător drag, nu vezi tu Ierusalimul și de data aceasta că a fost înconjurat de oștile acestea romane și că semnalul a fost dat și oștile romane se retrag acum? Este timp ca poporul lui Dumnezeu să iasă afară. Avem timp de a predica, oameni buni, foarte curând, foarte curând se va întoarce din nou Titus. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Aceasta este poruncă, nu este, măi, dacă vreți să vă rugați, că eu tot fac ceea ce știu eu. Domnul spune, rugați-vă. În biserica unde merg, aveam o soră dragă care se ruga. Fraza aceasta era amintită mereu în rugăciune. Domnul a chemat-o la odihnă și spunea, Doamne, te rog, ca fuga noastră să nu fie iarna, Doamne, va fi greu, Doamne. Sau într-o zi de sabat. Ne-am apropiat de final, oameni buni. Deja, așa cum vă spuneam, pregătirea pentru iarnă se face mult mai înainte. Deja observăm semnele, evenimentele care au pornit în lumea aceasta și străbat întreg pământul ca fulgerul de la răsărit la apus. Cine nu vrea să vadă, nu vede. Dar tu care ai ochi, nu vezi tu cu ochii tăi, cum această copilă, Greta și nu mai știu cum o cheamă, mișcă întreg pământul și a primit binecuvântarea papei ca să strige în continuare. Și ce face copila aceasta care este nevinovată? Împlinește agenda papei, Laudato si, acordul climatic, mediul ambient, enciclica aceasta papală, Laudato si, de fapt în spatele acestui acord climatic, mediu ambient, este ascunsă legea duminicală.
Am văzut un video pe care dumneavoastră mi l-ați trimis. Și mulți l-ați văzut, dar sunt și persoane care nu l-au văzut. Și aș vrea ca la final să punem video acesta să vorbească și să-l vedem împreună. Iar după ce îl vom vedea, în 2-3 minute vom încheia. Haideți să-l vedem împreună. Hello friends, Pastor Doug Batchelor here. It's been a little while since we've done a prophecy news update, but some things happened this week that we think should really capture the attention of most people, especially Protestants. I don't know if you're aware of what the Pope did on Thursday, September 12, but he had a special video where he is now setting up a date to establish a global pact with the leaders of the world to re-educate the young people of the world. This was also presented by the Vatican in written form, as well as the Pope himself reading it on a video. And the date is May 14, 2020, and he's calling for the leaders of the world to come. Well, let's just play this video. You'll have it here on your screen. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si. Oh, got to stop it already. First thing he does when he presents this video is he references his encyclical that was Laudato Si from 2015. And this was the Pope's encyclical on the environment. And in this, please don't miss, he starts this whole video by referencing his famous encyclical on the environment, which says on paragraph 237, on Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, with others, and with the world. Now, of course, this whole encyclical on the environment is talking about what we can do to save the world, the environment, and help prevent or reverse global warming. And he actually is implying that by keeping the Sabbath, and even says going to church on Sunday, we'd let the environment rest. I'll read on here. It says, the Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity and the pledge of the final transfiguration of all created reality. It also proclaims man's eternal rest. The law of weekly rest forbade work on the seventh day. He agrees it's the seventh day. And so that your ox and your donkey may have rest, and the son of your maidservant and the stranger might be refreshed. Rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. So he's basically saying that, you know, by resting and resting people, animals, the environment, it's going to help contribute towards this saving of the environment. So don't miss the point that he begins his comments by referencing his encyclical dealing with the environment. Ti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Calling everyone to care for our common home, casa comune, that means common house, meaning the world. We have to work to save the world. Per capire quanto è urgente. Urgente means urgency. This is urgent. It's an emergency. Sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale. We need a global compact on education. The world needs to be re-educated, and we need the leaders of the world to come together and sign this compact. And a compact, of course, is a firm contract, promise, treaty, or an agreement. So he's calling on everybody to come together. I wonder who's going to write that out. I say facetiously, it'll probably be produced by the Vatican. And have everyone agree that we need to re-educate the world on what we need to do to save the environment. Che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale. So he says we're going to promote this global event that is going to create a new universal solidarity. Now that solidarity means a new unity, and that's been his mantra through his papacy.
and a new humanism. He talks about, you wonder, what does a new humanism mean? Usually churches are reluctant to talk about humanistic point of view because Christians do not have the humanistic point of view. We've got the Christian worldview. Che si terrà il 14 maggio del 2020. So he's giving the date. It's going to happen on the 14th of May, 2020. He's inviting everyone to Rome. It's still not clear if it's actually going to be in the Vatican. The Vatican may not be big enough to house the gathering. I think they're waiting to see how many and which world leaders will respond to this invitation to agree to a new education. In un momento d'estrema frammentazione, d'estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. So he's saying we're living in a time of great fragmentation, of great division. We need to get mature people. So he's saying those that come, they're the mature ones that are going to agree. This is the only way we're going to really save the world. Come together. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. No, I can't disagree with what he's saying here, that if you want change, you need to educate for that change. It shouldn't surprise us that the Pope, who is a Jesuit, is talking about the importance to educate for change. This is a primary tenet of the Jesuits, is education, and they operate educational institutions all over the world. They know how important it is to train and form and, I almost use the word brainwash, people about how to think. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio. And then he quotes from a familiar proverb that it takes a village to raise a child. That was used by Hillary Clinton both prior and during her campaign. And it sounds beautiful because the word village is not like city. It's not like nation or country or some political power. It's kind of homey. So he's saying that we need to, you know, the world, we need to look upon the world as a village. We need to come together as the village leaders and train the children of the village. And of course, he's talking about programming the children of the world is what this is dealing with. Tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. All right, now, I don't know if you caught this, but this is the only individual that he cites in the whole video. Surprisingly, it's the grand imam of Abu Dhabi, Al-Azhar. And the Pope earlier this year in February made an unprecedented trip, first time any Pope has been to Saudi Arabia. Keep in mind, Saudi Arabia is the birthplace of Muhammad and the stronghold of Islam. I've been there several times. It's got the biggest mosque in the world. I've been there, and we did some taping there. It is an amazing thing. When we were there meeting with Christians, it was extremely controlled. You couldn't meet right in the city. They put the Christians in this like compound enclaves outside of the city. And to let the Pope come in just really shocked me that they would do that, because there may even be more expatriate people from outside of Abu Dhabi that work in Abu Dhabi, and many of them Filipinos or Catholic, and there's about a million Catholics in this Islamic country, and tens of thousands of them came out when the Pope went, and he went with the Grand Imam, and they embraced each other, and he embraced the king, and was warmly welcomed. They rolled out the red carpet. And you're wondering, what's going on here? Now, I've said before in other videos, don't miss the point that you've got the king of the north and the king of the south. Two of the principal religions in the world are Christianity, 2.2 billion people, and then you've got Islam with 1.7 billion people. And he said it's so important for us to first establish that we've got a joint document between these two religions and world powers so there can be peace and harmony.
So that's the reason I think he's mentioning that. That document is talking about respecting the freedoms of different religions. Another reason Saudi Arabia might be very relevant now in the scheme of prophecy is, few as 2 days ago, it appears Iran has bombed these oil fields in Saudi Arabia that has the potential to really accelerate the tensions in the Middle East right now. And that's why the Pope, I think, is mentioning this. Dobbiamo fare in modo che questo bilancio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. So he's calling together religious leaders from all different aspects of life. He talks about everything from the economy, yet to mention that, education, you have sports leaders, just every stripe and type of society to come together. They must be leaders in these departments. They may apply, but they must be accepted by the Vatican to come. And so he's pulling together what's going to be the who's who of the world leaders to say, we need to have this compact, this global pact, to re-educate the youth of the world. And they're expecting to change a generation's thinking. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune. So we're going to build an alliance between the Earth's inhabitants and our common home, the world. You know, this all sounds so good. I mean, the Bible does, after all, say God will destroy those that destroy the earth. He does want us to be sensitive, to care for the garden he planted. Man was originally designed to be a steward of God's garden in Eden. And so it all sounds beautiful, but I think you need to read between the lines, knowing what's going on in Bible prophecy. This is a very profound and stunning new advancement in the ongoing agenda of the Pope to move towards bringing together the religions of the world and the political leaders of the world, and it's being done for the children, for the environment. Who can argue with that? Sounds beautiful. Affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Now, I don't know if you caught that last statement. He says, all people of the world, from all religions. Sounds like Revelation 13. He causes all, small and great, rich and poor, free and bond, every nation, tongue, and people. And he's really just encompassed all of that in that last sentence. Un villaggio universale. A universal village. What a beautiful way to say a global law. Compelling people to think and worship a certain way. Ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. All right, so here he's saying the whole world is now interconnected. We need to find a new way to manage our economy. A part of what he's saying there is we need to spread the wealth around, which always applies to the masses of the world, which would love to hear that. But right there again, he encompassed the politics, the nations of the world, the economy of the world. Everything needs to be addressed in this global pact. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. So now he's saying it's not just that we're going to train the children. He said this is going to be a program that we will train willing individuals to train the children. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. So how could you reject an invitation from the Pope? He's inviting the leaders to come. He says, I want to meet you in Rome so that we can promote this educational alliance, a global educational alliance of the world. Insieme a voi faccio appello
a tutte le personalità pubbliche. Now he's saying, not only am I sending a personal invitation to the public leaders of the world, I want you to join me in urging them to participate in this. So he's actually going right to the grassroots people and saying, you tell your world leaders, the political leaders, the business leaders, the economic leaders, he even says sports personalities, anyone that has influence, they are to be encouraged by the people to come to this meeting where they will sign a global pact. Makes you wonder. I mean, maybe it's harmless, but it makes the, believe it or not, the hair stand up on my neck. Che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. So we're going to educate future generations and we will not back down. That's what he just said. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. I think it's interesting. He said, we'll get together and we'll try and find solutions. You can almost be sure that when they arrive, there'll be something already written. Typically, it's a law of life, but the one who sets the date for a meeting, who sets the agenda for the meeting, who says the place for the meeting, is leading the meeting. And so there's no question about who is in charge here of this meeting. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Calls an alliance. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Thank you. He gives out his blessing. He says, I'm looking forward. I expect to see you there. And this is a very direct appeal to the people and to the leaders of the world to come May 14, 2020 to Rome. It may be in some larger assembly area or even in the Vatican, where he's going to say, we need a global pact to bring the world together, to educate our young people, to help save the environment and tangible things we can do. And he starts out by referencing his encyclical on the environment, where he specifically mentions the Sabbath, among other things. Well, friends, I couldn't let this pass without saying something about it. You know, something else that was in the article that was issued by the Vatican on this, it says, we're inviting international organizations, and you can look these things up at the Vatican websites for yourself. We're inviting international organizations, and note this, the great ones of the earth. Boy, that jumped out at me because it sounds exactly like Revelation 18, where it says, the merchants of Babylon, the great ones of the earth. That's what it says in the Bible. By which all the nations of the earth were deceived with Satan's sorcery. Maybe I'm the only one that thinks that this is something to keep our eyes on. It will be very interesting to see how many Protestant leaders and educators and from where respond to this invitation, say, sign me up. I'm coming, Pope. I'd like to find out more about this global pact. And we need to be praying as that day approaches. You know, the Bible tells us that the wheel of prophecy may turn slowly, but it turns surely and truly. And I think we've just seen another cog in the wheel, another tick of the hand, another ding in the bell of God's prophecy clock. So we'd encourage you to look at our video called The Bride, the Beast, and Babylon. It helps you understand why issues like this are important. It's very important at the website here. There'll be a link, I think, where you can look and see how you can get more information about that. Also encourage you to have your friends like this video, pass it on. Every time they like it, it makes it easier for other people to find it. Be praying and stay tuned until we have our next Prophecy News update. A fost puțin mai lung acest video, dar foarte interesant. 14 mai 2020. Papa cheamă pe liderii în lumii acestea, la Vatican. Acest video este destul de ușor de înțeles, pentru că putem să citim în limba noastră ceea ce spune omul acesta. Prea de multe ori am
predicat pe tema aceasta și multe predici au curs. Și oamenii lui Dumnezeu au strigat despre acest eveniment. Uitați-le, dragii mei, că se împlinesc. Pact global. O nouă religie, o religie unică. Da. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 16, 17 și 18 spune așa. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciune. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Oameni buni, așa cum vă spuneam la început, un om înțelept se va pregăti pentru iarnă cu mult timp înainte. Nu în mijlocul iernii începe să se gândească dacă și-a cumpărat cărbuni și lemne și are ce să mănânce. Nu. Un om chibzuit trebuie să fi înțeles această lucrare și să fi studiat. Pentru că avem fiecare în casele noastre aceste cărți sfinte din partea lui Dumnezeu. Poate că este târziu în momentul acesta, dar nu este prea târziu. Tâlharul în ultima clipă a vieții lui, din moarte, a sărit direct în viața veșnică. Poate că pentru tine în seara aceasta este ultima șansă de a te prinde de brațul străpuns al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înaintăm rapid prin aceste evenimente. Zângănitul a armatelor romane, iar și orologiul lui Dumnezeu, bătaia aceasta de ceas, ne arată că este târziu. Te chem în numele Domnului, consacră-te Lui, mai este puțin. Nu știu ce va aduce anul care vine. Poate că mulți dintre noi nu vom mai intra în el. Dar suntem chemați în aceste timpuri să ne împăcăm cu Dumnezeu și să trecem de partea adevărului și să-i slujim cu credincioșie cât vom trăi pe pământul acesta. Nu uita, vine iarna, pregătește-te. Dumnezeu să te binecuvânte, ascultător drag. Iar la final, când Domnul va veni, să facă Domnul ca să ne întâlnim în împărăția sa, împreună cu toți cei dragi ai noștri și familiile noastre. Amin. Te invit la rugăciune în seara aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc din toată inima că ai vorbit din nou și din nou inimilor noastre și că nu ne lași, Doamne, să dormim, ci Tu ne chemi să fim treji în această vreme când pământul își doarme somnul cel de moarte. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu prin străjerii Tăi strigi și faci cunoscut dorința Ta de a merge acasă și a fi salvați pentru veșnicie. Doamne, nu putem să mergem așa cum suntem. Avem nevoie, Doamne, ca sângele Mântuitorului nostru drag să ispășească păcatele, să ne spele păcatele noastre. Iar spălați de Tine cu haina neprihănirii pe umerii noștri, să ajungem acasă. Binecuvântă-ne, Doamne, familiile, copiii, pe cei dragi ai noștri, pe cei ce suferă,
pe cei care sunt în spitale, pe cei care au probleme. Binecuvântă-i, Doamne, pe toți. Și ajută-i, Doamne, ca din mijlocul problemelor să ridice capul sus spre cer și să vadă că Tu ești gata să vii, să ne iei acasă. Binecuvântă-ți, de asemenea, mesajul care a fost în seara aceasta. Dă putere, Doamne, mesajului acestuia. Și ajută ca acolo unde va intra mesajul acesta în casele oamenilor, să intre nu, Doamne, doar în casă, ci să intre în inima fiecăruia dintre noi, iar noi să ardem de dor după Tine și să ajungem cu Tine acasă. Doamne, ajută-ne să ne trezim, pentru că vine iarna, iar iarna nu se mai poate face nimic. Este iarnă, Doamne, de mult în sufletele noastre, Te rog din toată inima. Schimbă inimile noastre înghețate și ajută-ne să ne pregătim pentru cer. Ne predăm Ție săptămâna aceasta. Lucrează noi voința și îndeplinirea și înfăptuirea, Doamne. Și ajută-ne să fim niște copii curați, așa cum îți place Ție. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că avem preț în ochii Tăi și pentru toate și tot. Numele Tău, Tată, să fie mărit și lăudat, al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.